România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Eu sunt unul dintre aceia care au crezut că după anii Dragnea clasa politică de la noi își va recăpăta responsabilitatea. Vreme de 4 ani asistasem atunci la deturnarea statului în favoarea unui grup de infractori și la impunerea unei agende care nu avea nimic de a face cu cetățeanul obișnuit. Revenirea guvernării de dreapta ar fi trebuit să fie un timp al reformelor și al construcției. Readucerea la normalitate, după experimentul în care ni s-a spus că hoția politică nu e chiar ceea ce credem noi. Posibilitatea asta a normalității s-a prăbușit însă zgomotos în ultimele săptămâni într-o înlănțuire de gesturi pe care de data asta aproape că nici nu le mai înțelegem cu totul. Aici trec și nominalizarea domnului Cioloș, liderul partidului cu 10% în Parlament, care ar trebui să construiască un guvern. Șansele sale sunt mici spre imposibile. Și atunci, de ce suntem în situația asta? Eu am să spun ce cred eu, ce analizam eu, după care vă invit să mă contraziceți și să construiți voi scenariile voastre. Până la urmă s-a dovedit de atâtea ori că aveți o minte mai limpede și că vedeți unghiuri mai bune decât cele pe care le vedem noi aici, cei care avem un microfon în mod obișnuit. Așadar, prin nominalizarea lui Dacian Cioloș, președintele Iohannis se pune într-o situație de dublu câștigător. În primul rând a numit un premier de la singurul partid care a propus unul, nu? Că așa a fost. Apoi, premierul desemnat este un politician care are mare experiență. A mai fost șef al guvernului, a fost comisar european, este liderul unui grup politic european important și este o numire corectă, aparent, nu? Dacă nu-l numești pe omul ăsta din tot ce e la dispoziție, pe cine să numești? Dar e corectă atâta vreme cât trebuie să-i calculezi și șansele sau să-i dai instrumentele? Ceea ce Klaus Iohannis nu a făcut. Nu i-a dat nici șanse, nici instrumente. Dar să zicem că acest guvern trece, iar Cioloș face o magie, da? Și reușește să adune sprijin, cumva, doar el știe. Nimeni nu-i va putea reproșa asta domnului Iohannis. Va fi și victoria lui. Dacă nu o face, președintele revine la situația inițială, adică nominalizarea lui Florin Câțu, scăpat de decizia CCR, da, sau altui liberal de sacrificiu în iarna asta, da? Și asta înseamnă, de asta spuneam că domnul Iohannis este dublu câștigător. Semnele date de PNL merg mai curând către a doua variantă, adică fără sprijin pentru guvernul Cioloș. O spun atât domnul Câțu, cât și Rareș Bogdan. Puțin probabil ca Dacian Cioloș să vrea să-și treacă guvernul cu PSD sau AUR, și nici acestea nu vor vota. Și atunci, de ce această numire, mai ales după ce zile întregi USR a fost cal de bătaie și găsit responsabil pentru toată tevatura asta? Dar nici măcar asta nu cred că e adevărata problemă, adică jocul ăsta dintre ei. Ceea ce vedeți acum e un joc din ăsta, îi zice acum politicianist. Dar de fapt e un joc care se desprinde de agenda noastră reală, de ce probleme avem noi aici, zi cu zi. Eu cred că domnul Iohannis nu a făcut o numire adevărată, da? Și nici măcar una care să răspundă multiplelor crize pe care le avem în față, sanitare, economice, energetice. Avem 1 milion de probleme și pare că o singură persoană trebuie să le rezolve. Un singur gest m-ar putea convinge că domnul Iohannis a făcut o numire onestă. Un singur gest, adică o apariție publică în care să spună că PNL trebuie să intre în guvernul Cioloș. Așa cum a fost și la Congres și a lăsat de înțeles că domnul Câțu trebuie să câștige. Să vină acum să spună, stimați peneliști, eu cred că pentru a scoate România dintr-un moment dificil, trebuie să intrați sub conducerea domnului Cioloș. O să vedem, o să urmăresc după gestul ăsta. Dar acum dezbaterea. 0372069599. Îl repet, să ne sune și oameni care vor să vorbească politică întâia dată. 0372069599. Ce credeți despre nominalizarea lui Dacian Cioloș la funcția de premier? E cacealma, cum spune Ludovic Orban, sau un gest de responsabilitate? A procedat corect Klaus Iohannis? Și întrebarea cheie, de fapt, cum ar trebui să se poarte PNL în această situație, oameni buni?
Emisiunea aceasta este și pe Facebook, în mod evident, dar și la 0372069599. Haideți să pornim cu Dan. Salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, vă salut. Din păcate, președintele Iohannis se pare că nu își face datoria de președinte al țării conform Constituției. Ce a făcut el prin numirea lui Câțu, pur și simplu, al lui Cioloș, e o mare cacealma, deoarece PNL nu vrea să renunțe la Câțu și să numească pe altcineva, dar să renunțe la anumii ei prim-ministru. Deci, foarte sigur, Cioloș nu va reuși să strângă majoritate și ne vom întoarce de unde am plecat. Nu înțeleg totuși pe cei de la USR de ce au venit cu această propunere. Ar fi trebuit să bănuiască că s-ar putea să primească ceea ce au primit. Adică îi reproșez lui Dacian Cioloș că a intrat în jocul acesta și că trebuia să fi stat, să intuiască cacealmaua și să fi stat cu minte la locul lui. Dacian Cioloș, în primul rând, trebuia să se gândească și să tatuneze, să vadă dacă are cu cine obține o majoritate parlamentară. Problemele reale ale României, crizele sunt atât de multe și atât de grave, încât fără o majoritate solidă nu va putea să facă nimic. Negociază cu PSD-ul ce să negocieze, mărirea pensiilor și alocațiilor, când țara arde. Deci ar trebui să facă atâtea compromisuri încât practic nici nu ar pune nici 0% din programul de guvernare al USR-ului. Aurul, în afară de a da cu Barosu și a demola, nu i-am auzit să vină cu ceva constructiv. Vrem să facem cu tare. Nu, dăm jos cu tare, dar ce punem în loc? Doar anarhie. Și atunci cu cine să facă? Iar PNL-ul, v-am spus, PNL-ul pur și simplu nu va renunța la funcția de prim-ministru. Se cramponează și, din păcate, avem ghinionul de a avea în fruntea țării, în momente grele, astfel de oameni. Eu nu pot să-l înțeleg pe Iohannis. Putea să facă atâtea pentru țara asta, fiind la al doilea mandat, nu mai avea ce pierde, încât să rămână cu adevărat în cărțile de istorie. Eu l-am votat pe Iohannis, dar din partea mea nu va mai avea vot, indiferent spre ce va candida. Da, nu cred că deci mai are nevoie. Deci nu pot să-l înțeleg de ce își bate joc de această țară. N-am explicații. Da. Când el trebuia să fie nici coaliția nu s-ar fi, dacă și-ar fi făcut datoria, coaliția nu s-ar fi destrămat, el ar fi trebuit să nu lipsească de la nicio ședință a guvernului, să fie acolo și să-i țină în frâie, da? Cum vezi ieșirea din... Ieșirea nu văd decât prin înțelegerea de către PNL că totuși au niște voturi în spate, au niște promisiuni făcute către alegători, nu către membrilor, ci către alegători. Și compromisuri de o parte și de alta, dar e clar că vor trebui să vină cu o altă propunere în afara lui Câțu. Și eu, așa cum văd lucrurile, adică mi-ai dat odată un ministru afară fără să mă întrebi. Bun. Înghit gălușca, da, discutăm. A doua oară nu se va mai întâmpla. Se întâmplă și a doua oară. Înseamnă că eu sunt prostul satului, scuze de expresie, și nu putem colabora. Singura soluție este o altă propunere cinstită, corectă, din partea PNL-ului, a unui prim-ministru integru care să pună osul la treabă și să îndrepte România spre direcția... Îți mulțumesc tare mult. Direcția ar trebui să fie cea în care să rezolvăm cât mai repede criza sanitară. Un eșec care e deopotriva acestei coaliții, deopotriva celor trei partide din coaliție, da? Astăzi au venit rezultatele, probabil cele mai îngrozitoare de la începutul acestei pandemii. Vi le comunic acum. Record de cazuri noi, 16.743 de infectări cu virusul cunoscut, 442 de decese, da? 1667 de persoane sunt internate la ATI. Din totalul pacienților internați, 467 sunt minori,
428 fiind internați în secții și 39 la ATI. Încă o dată, 16.743 și 442 de decese astăzi. Sunt curios, apropo de responsabilitatea acestui guvern, domnule Câțu și domnule Câmpeanu, poate ne explicați într-o zi cum e treaba asta cu școlile deschise, până la ce valoare trebuie ele să fie deschise. Da, în fine, revenim la discuție despre Dacian Cioloș. Pornisem astăzi desemnarea sa de către domnul Iohannis. Marian, salutare, ești la România în direct. Bună ziua! Chiar mă gândeam acum la statistica pe care ați anunțat-o și în principal se datorează tuturor partidelor politice această statistică. Bună observație! Principalii vinovați sunt PSD și AUR, care prima carantină au dat în stânga și în dreapta că nu e real, că nu e adevărat, că nu există, că e o minciună. În condițiile în care, dacă nu se făcea atunci acea carantină, probabil că eram atunci în situația de acum. După care au urmat campanii împotriva vaccinului, care lumea i-a ascultat. Din punctul meu de vedere, propunerea președintelui Iohannis este justă și corectă, la momentul actual. Adică? Dacă ne uităm la Parlamentul României, singurele formațiuni cu care s-ar putea coagula o majoritate sunt cele trei. Patru, dacă luăm și minoritățile naționale. UDMR, USR și PNL. Dan Barna a ieșit de la guvernare datorită orgoliului său de a câștiga încă un mandat de președinte al USR-ului, lucru care nu i-a reușit, a fost un bumerang pentru mine. Din punctul meu de vedere. Înțeleg raționamentul, nu exclus să fie adevărat. Președintele a luat o decizie corectă la momentul actual. Nu putea să vină cu încă o propunere gen Câțu, pentru că nu e acceptată de... Da. Tot Parlamentul și e interzisă și de hotărârea Curții Constituționale. Explicăm ca să înțelegem mai bine. Propunerea e onestă sau pur și simplu nu avea alt instrument? În sensul că, dacă... Este onestă la momentul actual și eu sunt fern convins că nu e nici o cacealma. Păi cum ar putea ei să... se vor înțelege. Adică tu zici că PNL chiar va accepta? Se vor înțelege. PNL nu are altă variantă. Pentru că ei au pierdut foarte mult capital electoral în această perioadă. Și dacă nu vor face această înțelegere cu USR și cu UDMR, atunci vor fi mari perdanți. Foarte nu interesant. Cred adică ce... că vor face, nu se vor înțelege. Sunt care zic că nu, domnul Orban este probabil la final de carieră politică. Păi nu, dar și eu am zis aici, și eu am început cu mare semn de îndoială și am zis, domnule, nu e o propunere foarte serioasă, pentru că uite ce a zis PNL-ul în momentul ăsta. Dar... Și este o propunere foarte serioasă, pentru că PNL nu a venit să propună alt premier. Ei au ținut una și bună că vor pe Câțu. Din păcate, domnul Câțu nu mai poate să candideze. A avut un mandat, s-a văzut ce a făcut cu bune curele, dar gata, nu mai este pentru funcția de premier. Poate peste 10 zile. Și nu cred că Iohannis, dacă ei nu se vor înțelege, eu personal nu cred că Iohannis va veni iarăși cu propunerea de Florin Câțu. Da? Okay. Nici vorbă. PSD-ul nu vrea la guvernare pentru că fuge de această responsabilitate. PSD-ul niciodată nu a guvernat în perioade de criză. Ei au dat cu parul, doar tot timpul. AUR, altceva, nu știu despre ei, decât ce știe toată lumea. Deocamdată să avem răbdare. Marian, îmi notez, e cea mai curajoasă propunere de până acum și te consider optimistul zilei pentru că vii așa ca o rază de speranță într-o mare destul de neagră de pesimism în care noi nu prea mai avem încredere în politicienii din România. Și vine un om și zice, stați domnule, că e și firesc, e și onest ceea ce a făcut. Nu avea alte șanse, trebuie să se înțeleagă, va fi un guvern Cioloș. Wow. Ștefan, salutare! Vă salut, sunt în direct? Da, ești în direct și ai auzit ce spunea Marian mai devreme, că va fi un guvern Cioloș. Am auzit și țin să-l contrazic. Mie mi se pare, corectați-mă dacă vă greșesc, dacă Iohannis îl propunea în momentul ăsta din nou pe Florin Câțu, intra în conflict cu decizia Curții Constituționale, corect? Da, așa, există o decizie care spune că nu poți să-l numești tot pe ăla imediat ce a fost dat jos de Parlament.
Exact. Acum ce a făcut? A propus ce a primit, a discutat cu PNL-ul ca să nu vină cu nicio propunere, să poată să-i bage pe cei de la USR. Nu va reuși să facă nicio alianță, pentru că am auzit toate declarațiile, PNL-ul se comportă ca un copil răzgăiat, du-te și fă alianța cu cine mai da jos. Și acum urmează să nu reușește să-și facă, să facă alianța, se va întoarce și îl va propune pe Florin Câțu, părerea mea. Partidul ăsta PNL nu are nicio responsabilitate, adică în fața unei situații dramatice, cum ți-am prezentat-o astăzi, nu? Părerea mea, mi se pare că sunt 80% aceeași apă și un pământ ca cei din PSD, sunt toți veniți dintr-o eră politică de veche și cunosc toate mijloacele prin a-și face ei jocurile și a-și face tot dar, ce înseamnă. Dar dacă într-o situație de criză majoră, precum cea pe care o trăim în aceste momente... Nu interesează! Stai, interesul politic... Să-mi duc ideea până la capăt. Dom'le, numai bine lăsăm pe cetățeanul ăsta, pe domnul Cioloș, să guverneze 6-7 luni. Trecem de iarna asta cum o trece, nu? Că cine-i prim-ministru va încasa toate castanele. Ce va încasa? Numărul de morți din spitale, scumpirile, faptul că energia electrică va avea niște costuri astronomice, faptul că în unele orașe nu va fi căldură. Și îți dau o listă întreagă de nenorociri pe care cineva le va deconta politic și le va deconta multă vreme. Cum o să arate un guvern... îi va spune nu guvernul zero, îi va spune guvernul minus zero grade, ceva de genul ăsta. Nu interesează orgol, părerea mea e că orgolul lor este mult prea mare, acum vor să arate cine este șeful, cum ar veni, să le arate că de fapt tot cu Câțu ar trebui să, domnul Câțu să guverneze, îi lasă să dea cu capul de grinda de sus, când acum pe domnul Cioloș să vadă că nu reușește să facă nimic, și să-i, într-un fel, să-i și demigreze, să zic așa. Prin faptul că nu reușesc să-și fac... Să-i umilească, înțeleg ce spui, da. Exact. Și să arate cine este șeful momentan, împreună cu părerea mea cu domnul președinte, care cred că și el are o mare influență în acest lucru. Ei, cum nu, și este jocul șeful prim, dar nu știm exact cum gândește. Aia e de fapt marea problemă. Dar el trebuia să fie șeful nostru, nu șeful PNL. El a fost votat ca șeful țării să ne reprezinte pe noi și el își reprezintă momentan partidul de care nu s-a dezlegat deloc. El momentan, teoretic, nu mai este membru de partid PNL, nu? Da, n-are teoretic. Voie. Teoretic. Dar ar ce? Trebui să vadă mult mai multe. Îți mulțumesc, Ștefan. Spor la treabă, drum bun acolo. Mă, dar care o fi marea miză? De ce nu s-ar desprinde PNL de funcția asta? Că până la urmă tot ar fi miniștri, tot ar avea de împărțit o grămadă de lucruri acolo. Care-i de fapt, potul cel mare, lucrul care îi ține legat fix de această funcție și nu de alta? Poate ne zice Dragoș. Dragoș, salutare, cum stai cu teoria? Salut, Cătăline. Ați fi foarte multe de completat. Aș începe întâi prin a-ți spune că la început ai greșit, că nu numai USR-ul a mers cu propunerea de premier, ci și UDMR-ul în persoana președintelui partidului. Ai dreptate, dar nu poți să o iei în calcul, adică sunt o grămadă de... Cioloș nu era de luat în calcul în această situație. În oricare altă situație, părerea mea că Cioloș era cel mai capabil. Părerea mea este că este cel mai capabil președinte de partid în această clipă. A doua problemă. Cred că relația, dacă pot spune, trandafirie dintre Iohannis și Câțu va fi stabilizată din nou, pentru că Cioloș a fost propus doar de ochii noștri, de ochii lumii. Dacă se poate spune așa. Adică m-am făcut că pun o propunere bună doar ca să ajung acolo unde vreau eu, da. Da, pentru că să nu uităm dacă Cioloș sigur nu va strânge în cele 10 zile majoritatea necesară, președinte va desemna iar, cred că, pe domnul Câțu, atunci
cam toată dreapta ar fi obligată să voteze acel guvern. De ce? Pentru că nu uităm că dreapta este în scădere în sondaje. Dacă se ajunge la alegeri anticipate... Așa că USR, dacă nu iese acum cu Cioloș, când vine o nominalizare nouă a lui Câțu sau al cuiva, e obligat să intre... nevoiți. Da, pentru altfel ar trebui să ajungă la alegeri anticipate, nu? Că trei căderi de guvern, din câte știu eu. Crezi că își dorește cineva foarte tare? Stimați-i. Da, doar stânga. Pentru că, să fim sinceri, dacă se ajunge acum la alegeri anticipate, PSD și AUR fac, cred că, în total 60-65% sigur. Mai ales pe contextul crizei și non-vaccinării, dacă tot vorbeați mai devreme. Mm-hmm. Deci eu zic că aici se va ajunge. Asta este părerea mea, pentru că nu a ieșit Iohannis la congresul PNL în față cu pieptul dezgolit să anunțe că îl susține pe Câțu, doar ca după aia Câțu să pice guvernul și să ajungă ce? Ce să ajungă? Președinte la Camera Deputaților sau la Senat sau ce? Dar care-i miza? Adică de ce, domnule, numai cu Câțu în poziția asta? De ce? Eu zic că dacă ar trebui să ne întoarcem un pic în istorie, în ce sens? Să nu uităm cum a ajuns Iohannis președinte în urma unui vot negativ. Un vot negativ împotriva lui Ponta, împotriva doamnei Dăncilă. Pentru că, vorba românească, într-o țară de orbi nu cunosc ochii rege. E, automat, Iohannis și-a dorit întotdeauna guvernul lui. Și-a considerat în persoana domnului Câțu că este o persoană, zic, mai ușor manevrabilă. Dar îl avea, Dragoș, îl avea guvernul ăsta. Îl avea acum o lună jumate, două, era guvernul lui. Da, dar aici eu zic că Câțu, ca să ajungă președintele Partidului Liberal, trebuia neapărat să dea drumul la acel program PNDL-ul. De aici a plecat toată râca. Că totuși cu ministrul sănătății se cam încheiase. Da. Era doamna. Și în ce sens? USR-ul ce a vrut? Dom'le, hai să facem PNDL-ul, dar să o facem ca fondurile europene, să avem un... să putem să-i verificăm la o anumită perioadă. E, uite că acum nu i-a mai verificat nimeni la fondul de rezervă. Îți mulțumesc tare mult, Dragoș. Pe masă este și o mare sumă de bani. Da, împărțirea aceasta, modul în care PNRR-ul, banii europeni care intră în România, vor fi tăiați, apreciați, dați mai departe, modul în care se va construi, este o mare miză pentru mai toate partidele din România. Și nu vă gândiți neapărat în termeni financiari, în termeni că, băi, o să mai furăm. Nu mă gândesc neapărat la asta, ci chiar și în oportunitate politică, în modul în care poți să te afirmi onest, construind o țară, dar în modul în care poți dezvolta anumite zone sau anumite culoare care să profite unor grupuri de interese chiar și oneste. Marea împărțeală a reconstrucției României te poate aduce și în această situație în care nu-ți trebuie observatori și să încerci să guvernezi cât mai grupat, cât mai de unul singur. Să fie și aceasta o explicație, ea este plauzibilă, sigur că e complexă, dar trebuie tot timpul să o luăm în seamă. Pentru că altfel nu poți să-ți explici de ce PNL și președintele Iohannis au vrut să rupă această alianță. Să-l dea afară pe Ludovic Orban, o miză atât de mică, dar să-i dea afară pe cei de la USR din această combinație. Ei, uite că aici cresc mizele și ar trebui să vedem de ce e necesar ca USR să fi fost afară. Însă, nu uitați de optimismul lui Marian. Numire onestă, corectă și care va avea finalitate, spunea el la un moment dat, adică domnul Cioloș va fi prim-ministru. Vreau să aud părerea lui Răzvan. Salutare! Salut, Cătălin! Coincidență, mă întorc de la Bacău spre Iași și trec prin localități și dintr-o localitate în alta primesc o alertă legată de incidența foarte mare din zonă. Și am impresia că ce vreau să punctez vis-a-vis de domnul Iohannis e că începe să devină marea dezamăgire a românilor.
după primul mandat în care toți spuneam când avea de făcut intervenții sau de luat anumite decizii importante, tot timpul ezita și veneam cu explicații că nu vrea să riște un al doilea mandat, că e bine să fie o balanță. Și am zis ok, vine al doilea mandat, va fi model pentru toată lumea. Și a venit al doilea mandat în care dezamăgirile curg de la o zi la alta. E clar că ceea ce se întâmplă acum cu numirea lui Dacian pare a fi o cacealma și tare mie că ne îndreptăm spre alegeri anticipate. Dacă luăm în calcul linia pe care a urmat-o USR Plus până acum, și anume de a fi consecvenți în deciziile lor și a nu face rabat la declarații și a fi onești până la urmă, indiferent că a fi politician, știi e ultimul lucru la care se gândește de a fi onești. Președintele nu e obligat să dizolve Parlamentul. El poate să o facă și poate să-și aleagă momentul. Să ne lămurești un pic ce se întâmplă în situația în care guvernul Cioloș nu este validat. Propunerea următoare pe care toți așteptăm că ar fi Florin Câțu să nu fie nici acceptată, pentru că nu văd cum PSD, USR, AUR, care au votat moțiunea de cenzură, acum să voteze pentru investirea unui nou guvern, Câțu, va veni și a treia propunere. La un moment dat, ca să deblocheze acest lucru, președintele poate dizolva Parlamentul. Dar președintele va folosi acest lucru ca o pârghie de negociere. Acum, să fim onești până la capăt. Nu toți parlamentarii, fie ei de la PSD, AUR, alte partide, vor dori să piardă aceste privilegii. Trebuie o mare disciplină de partid ca să ajungi în situație limită în care să pur și simplu să prăbușești guverne și să aștepți ca președintele care are această carte în mână să declanșeze alegeri anticipate. Alegerile anticipate sunt construite constituțional ca un instrument în mâna președintelui, îi se creează o favoare, îi se dă o armă puternică. Domnul Iohannis nu cred că va declanșa anticipate când sondajele probabil arată niște scoruri zdrobitoare pentru PSD. Asta încerc să spun în momentul ăsta. Ok, ce mai vreau să punctez un singur aspect. Cred că dacă PNL într-adevăr ar fi vrut să vină cu o soluție viabilă și reală și să arate că viitorul guvern e în interesul poporului, cu siguranță nici Orban, nici Câțu nu ar fi trebuit să fie persoane luate în calcul. Și dacă ar fi vrut într-adevăr să-și spele toate păcatele din ultimele luni, 3, 4, 5 luni, da, cred că o propunere ca domnului Bolojan ar fi fost cea mai potrivită în acest moment. Asta, sigur, dacă și domnul Bolojan ar fi vrut să intre în această horă a guvernării. Da, nu știu, nu cred. O să folosesc momentul să-l întreb, uite, putem anunța acum. Pe 22 octombrie, deșteptarea României va fi la Oradea, chiar cu Ilie Bolojan. Adică o să vrem să învățăm de la el, care-i modelul bihorean, adică ce s-a întâmplat bine acolo și ce trebuie să facă un administrator de primărie sau de județ, astfel încât lucrurile să se miște, da, a devenit elementul pozitiv. Să lucreze în interesul cetățean, cred că e cel mai important. Da, păi cred că și domnul Iohannis vă poate răspunde, uite, astăzi, dacă domnul Iohannis ar da un interviu astăzi, ar putea argumenta cum vreți voi că această numire a lui Dacian Cioloș este în interesul cetățeanului. Adică, ce poate? Ar putea explica și unde PNR nu a venit cu nicio propunere? Bună întrebare. Eu v-am zis mereu că întrebările voastre sunt mai bune. Da, nu știu, o să întrebăm diseară sau, mă rog, pe măsură ce o să vină invitații. Știți că i-am adresat o invitație lui Rareș Bogdan să vină să vorbească cu voi aici la România în direct. Sper să o facă și pe zilele următoare și să-i pui direct întrebarea asta. Ok. Bine, mulțumesc tare mult pentru... A fost instructiv. De fiecare dată îmi place să vorbesc cu voi pentru că
cred cu sinceritate că aveți întrebări și păreri mult mai bune decât ale noastre. Adrian, salutare, ești la România în direct. Încercăm să vedem dacă numirea lui Dacian Cioloș, dacă investirea lui e posibilă. Bună ziua! Eu cred că noi, oamenii obișnuiți, cetățenii acestei țări, așteptam ieri o propunere concretă care într-adevăr să deblocheze situația asta de criză. Că era Cioloș, că era Câțu, că era cineva, ideea era că noi ne-am fi așteptat ca de mâine, ca să spunem așa, cineva să poate fi investit cu puteri de pline și să lupte cu toate problemele astea pe care le avem acum, cu creșterea prețurilor la energie, cu pandemia și așa mai departe. Din păcate însă, noi nu gândim în același la fel cum gândesc politicienii. Politicienii încearcă în acest moment să folosească de această criză pe care nu știu cine a declanșat-o și cum au declanșat-o, dar încearcă să încerce să o maximizeze. Iar cred eu că în acest moment, ceea ce vor cam toate partidele politice este să marginalizeze AUR și USR. Au tot interesul să facă asta. Evident, UDMR-ul vrea să marginalizeze AUR, evident și PSD-ul vrea să marginalizeze AUR, că le mușcă din voturi la următoarea alegeri, că vor și anticipate sau nu. PNL-ul vrea să marginalizeze USR-ul, căruia, pe care îl văd ca un fel de ghimpe în coasta viitoarelor alegeri. Și așa mai departe. Dar deci, cred că scopul nedeclarat al nominalizării de ieri, coroborat și cu faptul că ceilalți nu s-au dus cu niciun fel de propuneri, cu excepția UDMR-ului, care a fost așa mai mult formal, cred că asta este să practic să marginalizeze, să împingă USR-ul și NAUR într-un colț. Iar următorul pas, cred eu, este cel al unui guvern minoritar, condus de PNL, indiferent de Cuțu sau de altcineva, care cel puțin până la primăvară va avea susținerea tacită din umbră a PSD-ului. Cred asta pentru că în acest moment văd că în PNL cine conduce de fapt este forța directoare, este sunt foștii membri ai PDL, iar oamenii aia știu ce să facă cu banii când sunt la guvernare. Și chiar dacă împart, ca să zic așa, un pic din pradă, deși sună poate foarte cinic, preferă să stea acolo în vârful bucatelor. Stai, stai un pic, că vreau să înțeleg că mai devreme unul dintre ascultătorii noștri vorbea de alegeri anticipate. Și eu trebuie să te întreb de ce a ratat PSD un moment care e bun, e bun să împingi lucrurile în zona anticipatelor. Adică ar putea să facă asta. Cred că nu-l ratează, cred că doar la mână. Cred că așteaptă să treacă iarnă. Va fi o iarnă grea, din toate punctele de vedere. Vedeți, pe plan mondial, energia face ravagii. Asta va fi o iarnă foarte grea și nu vor să o deconteze. Mai bine stau în umbră, primesc și ei ceva pentru susținerea susținerea parlamentară tacită pe care o vor face, dar decontarea, oalele sparte le vor decontarea va fi făcută de către PNL. Asta este părerea mea. Am înțeles. Interesantă analiza ta. PNL cu cine spuneai premier? Minoritar? Nu știu, nu cred că e neapărat, nu cred că se vor crampona într-un final neapărat de Câțu. E posibil să fie și altcineva atâta vreme cât vor rămâne la putere, pentru că să nu uităm, vine PNRR-ul, vine o grămadă de bani, iar foștii pedeliști au fost acolo, știu ce trebuie făcut. Da. Dom'le, avem un mit aici, mulțumesc tare mult, Adrian. Avem mitul lucrului bine făcut de către PDL. Nu e așa că uneori vă e dor de Traian Băsescu? Ce mai fi făcând domnul Băsescu? Am văzut că nu mai apare în ultima vreme la televizor atât de des. E adevărat, au venit și niște condamnări în familie. Multe condamnări în jurul domnului Băsescu. Da. Olivian, salutare! Ești la România în direct. Bună ziua, Cătălin! Bună ziua tuturor ascultătorilor! Mă bucur să am acest prilej de a discuta. Aș vrea să spun, să trag o linie referitoare la situația în care ne aflăm. Este cea mai bună dovadă că România de 30 de ani nu are proiecte naționale, nu are proiecte de interes care să fie urmărite înspre binele cetățeanului, așa cum spuneau antevorbitorii noștri, care este doar așa o vorbă goală în vânt. Este dovada că clasa politică a confiscat exercițiul democratic de exprimare
a dreptului de vot, prin care cetățeanul de rând își delegă dreptul lui de a participa la administrarea drepturilor problemelor obștei. Acești oameni care au intrat în politică au confiscat acest lucru, ne aruncă în față o perdea de fum în care își ascund incompetența și dezinteresul față de treburile obștei, față de treburile societății românești și își urmăresc interesul propriu. După cum observați în ultimii 30 de ani și chiar și acum, discutăm prea mult despre nume de persoane și prea puțin despre instituții ale statului. Egal cu zero cum se numește persoana care ocupă funcția de președinte, prim-ministru, parlamentar, deputat sau senator. Sunt niște instituții ale statului pe care populația cu drept de vot le-a investit ca să administreze treburile țării. Ori faptul că noi, ca și societate civilă, încă nu avem maturitatea de a stabili niște proiecte de interes național, să definim în clar care este interesul cetățeanului român, ce își dorește el să facă să ajungă peste 20-30 de ani țara lui, acești oameni care ajung acolo profită de această lipsă de obiective clare pentru administrarea treburilor țării, li profită de faptul că nu există criterii și măsuri metrice de măsurare a performanțelor. Ei nu sunt aleși acolo ca să se lupte în orgolii și să se jignească și să facă certuri și să nu-și asume nicio responsabilitate. Și aici vine o întrebare foarte, foarte directă. De ce permite legislația țării ca unor organizații politice alese liber să dărâme un guvern care este o instituție a statului cu drept de executivă de a-i pune în aplicare politici ale statului emise de parlament fără să vină cu o soluție? Adică pot da până jos de la guvernare, dar eu nu pot să mai am, eu nu vin cu nicio soluție. Zărâm casa, spun că nu e bună. Păi, USR a venit cu o soluție. A venit cu o soluție. Dar n-a dărmat o instituție, că ea există, a dărmat un om, exact cum spuneai. A dărmat un guvern cu niște, care compus de niște persoane cu obligații față de administrarea treburilor statului. Ora asta trebuie să aibă o egal tratament ca responsabilitate și pentru cel care întrerupe această acțiune, să vin cu argument. În Constituție este pus asta, dizolvarea Parlamentului, dacă îl dărâm fără argumente de două ori, ne întoarcem la popor, că asta se face în democrație. Dar pe ansamblu ai dreptate în tot ce ai spus tu și de fapt ăsta e lucrul cel mai grav, faptul că oamenii aceștia voit sau nevoit s-au desprins de ceea ce vrem noi sau de ceea ce ne propunem noi. Are șanse Cioloș? Hai de răspundem dincolo de rechizitoriu, dacă tu okay. Are după șanse, părerea mea, scurt. Este doar o perdea de fum, este doar o manevră prin care își ascund incompetența de a da piept cu problemele care urmează să fie la vedere în această iarnă. Ne aflăm într-o criză de pandemie, ne aflăm într-o creștere alarmantă a inflației, ne aflăm într-o scădere alarmantă a personalului calificat în țară, cu o suprataxare excesivă, cu o rată foarte mică de colectare a taxelor la bugetul de stat, ci fără absolut niciun proiect de a rezolva problemele astea. Și atunci nu e așa că e mai comod. Folosim exercițiul democratic, dăm jos guvernul, facem o propunere pentru un premier care nu are nici măcar 10%, să vezi, Doamne, să facă un guvern, să timpul trece și nu se rezolvă nimic. Noi între timp ne vedem de treburile noastre, de afacerile noastre și ce să vezi? Populația care ne-a votat asiste cu gura căscată la cât efort depunem noi ca să rezolvăm treburile obștei, dar de fapt nu facem nimic. Mulțumesc tare mult! S-ar putea să fie asta o concluzie a întâlnirii noastre de astăzi. Nu știu dacă intru totul așa. Sunt convins că unele lucruri și le-ar dori rezolvate. Dar ceea ce îmi ridică un mare semn de întrebare astăzi este legat de capacitatea
de a rezolva aceste probleme, că văd că la politică, la mișcări, maestre, să pricepe domnul Iohannis, dar mă întreb de capacitatea tuturor acestor oameni de a rezolva cu adevărat problema și mă întreb din ce în ce mai des despre dorința lor de a rezolva problema. Pe bune, cum ar spune multă lume, am ajuns în situația asta zdărmat ceva fără noimă, după care propuneți ceva fără șanse ca să ajungeți la ceva fără speranță. Cam care e ideea de guvernare? Nu am văzut niciodată în politica din România ceva prăbușindu-se atât de zgomotos și atât de repede. Ori în seara asta, la întâlnirea lor de taină, liderii PNL cred că trebuie să mediteze în primul rând la asta, nu la altele. Eu sunt Cătălin Striblea, asta a fost România în direct, o emisiune care se va repeta, cu o temă care se va repeta în zilele următoare. Vă doresc spor la treabă. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.